răspim prin furtună. De ce doarme Iisus la cârmă? Doarme Iisus la cârmă pentru că de fiecare dată când El doarme la cârmă, înseamnă că toți ceilalți din corabie sunt la locurile lor și își fac datoria lor. Acolo se produce probleme, acolo sunt situații, fie că e vorba de casa mea, de casa dumneatale, fie că e vorba de viața mea și de viața dumneatale, când nu mai suntem la locul la care Dumnezeu ne-a așezat și ne vrea, când nu ne mai achităm de responsabilitățile care le avem și nu ne facem datoria înaintea lui Dumnezeu, atunci pornesc furtunile. Atunci pornesc furtunile. Dar atâta timp cât fiecare dintre noi, ca soț, ca soție, ca tată, ca și mamă, sau ca știu ce am fi noi, sau în viața noastră, totul este în ordine, toate sunt la locul lor, fiecare ne vedem de atribuțiunile care le avem în casele noastre. Când soțul are atribuțiunea lui și își respectă atribuțiunile care sunt date prin Scripturi de Dumnezeu, în barca casei dumneatale și a mea. Când soția este la locul ei și își face datoria înaintea lui Dumnezeu, care Dumnezeu i-a rânduit-o din Scripturi. Când toți cei ce sunt în barca aceea, în barca vieții dumneatale sau a casei dumneatale, sunt la locul lor și se achită de atribuțiunile care le au. Aș vrea să spun ceva, nu te teme dacă lucrurile sunt bine, Hristos se odihnește la cârmă. El n-are ce face când tu îți faci datoria. El n-are ce face când tu ți-ai luat responsabilitatea în cea mai mare, în cea mai mare seriozitate. Nu. Că de aceea este El în casele noastre, la cârma vieții noastre, ca să ne învețe ceea ce avem de făcut pe pământul acesta. Și când toate lucrurile merg bine, Domnul se odihnește la cârmă. Stă în casa ta, stă la sfat cu tine, nu se amestecă problemele tale. Dar când tu nu-ți mai faci datoria ta, când eu nu mai fac datoria mea, Domnul nu mai stă liniștit la cârmă. Așa în seara aceasta, înainte de a încheia, să ne punem o întrebare, fiecare dintre noi. Este frumos să auzim despre Iisus este la cârmă, viața mea, viața dumneatale sau în corabia mea sau în corabia dumneatale. Dar așa în seara aceasta să te întreb, este Iisus la cârmă în corabia ta? Este? Este Hristos la cârma casei dumneatale și la cârma casei mele? Îi spune, nu știu. Vreau să spun ceva. Ar trebui să știi. Ar trebui să știi. Pentru că pe pământul acesta viața nu este așa de simplă, nu este așa de ușoară. Și aș vrea să spun ceva. Dacă nu îl ai la cârmă, nu răzbești. Nu răzbești. N-ajungi la capăt. N-ajungi la de cealaltă parte, așa cum ne spunea Scriptura, care intenționa ucenicii să treacă. Ca să ai certitudinea că Iisus este la cârma vieții tale, aș vrea să îți dau un sfat în seara aceasta. Încearcă să vezi dacă Domnul este la cârma casei tale sau la cârma corabiei tale pe vreme bună. Înțelegi ce spun? Pe vreme bună. Nu încerca când e furtuna. Asigură-te că Iisus este în corabia ta pe vreme bună. Pentru că El, așa să spun în această dupămasă, El vine în casă la tine în modul cel mai serios. Atunci când îl chem pe vreme bună. El își ia locul la cârmă atunci când îl chem pe vreme bună. Scrie în cuvântul lui Dumnezeu, cheamă-mă în ziua necazului tău. Dar aș vrea să spun ceva. Sunt situații în care El nu se prezintă în necazul tău și nici în necazul meu. Pentru că El nu este un baston pe care să-L luăm în mână atunci când șchiopătăm și ne doare piciorul. Sunt oameni care trăiesc pe pământul acesta care n-au nevoie de Dumnezeu, n-au nevoie de Hristos, vor să-și conducă singur viața. Sigur, El nu se bagă cu forța. Te las.
Dar aș vrea să spun ceva ce poate nici nu vrei să știi. Dacă merge bine totul în viața dumneatale, dacă barca plutește pe valurile acestei mări și este multă liniște și pace, noi cântăm o cântare. După soare, după ploaie și furtună va veni o zi mai bună. După o zi de soare, după o săptămână de soare, după un an de soare, așteaptă-te ca să vină într-o zi și furtuna. Așteaptă-te că pe mare se ridică furtuna. Și dacă nu l-ai luat pe Iisus pe vremuri bune în casa ta și în corabia ta, s-ar putea ca pe vremuri de furtună să nu fie împreună cu tine. Să nu fie împreună cu tine. Și dacă Iisus nu e în furtună cu tine, aș vrea să spun ceva, ai pierdut totul. S-ar putea să treci prin furtună. S-ar putea să răzbești prin ea. Dar aș vrea să spun ceva. Vor ști toți din jurul tău că ai trecut prin furtună. Vor ști toți din jurul tău că ai fost lovit de cel rău sau ai trecut prin valuri în viața dumneatale. Când Domnul este cu tine, barcă, și ai la cine să apelezi în caz de furtună, după aceea totul s-a petrecut normal. Totul a fost normal și frumos. Când Domnul este în barca vieții tale și când pornesc furtuni și valuri în casa ta, viața ta sau orice alte situații care le putem vedea, aș vrea să spun un lucru. În urma furtunei, dacă barca ta este Domnul, vei rămâne cu pace în suflet și liniștea ta în viață nu va fi conturbată deloc. Pentru că este normal ca în barca în care Hristos întotdeauna să iasă biruitoare. Amin. În barca care stă El la cârmă, întotdeauna furtuna va fi potolită. Amin. Întotdeauna vei ajunge la țărm. Amin. Te va lovi valul. Dar Hristos va fi davai lângă tine, va fi aproape de tine să potolească orice furtună. Asigură-te, te rog, în ziua de astăzi. Când pleci de aici acasă, că Hristos are loc în casa ta, are loc în familia ta. Și dacă consider că nu e acolo, aș vrea să spun, înainte de a pierde totul, înainte de a te pierde în furtunile acestei lumi, mai fă un pas, cere să fie în casa ta. Pentru că ceea ce asigură biruința vieții noastre este Hristos în casele noastre, Hristos în familiile noastre, Hristos în viețile noastre.